stimați prieteni, am revenit în studio, unde tocmai am încheiat o discuție despre vinuri și pentru că vinul merge foarte bine cu un grătar, să extragem cei trei câștigători. Adi? Hai să vedem cui aduci noroc astăzi, de 1 aprilie și nu e o păcăleală. Ioan Opincariu. E bine, pentru că un domn trebuie să stea lângă grătarul de grădină. Doamna trebuie să consume. Și nu uitați de paharul de vin pe care mi l-a recomandat domnul doctor. Paraschiva Muntean. Pentru kebab și tot pentru kebab. Giurgiu Cristina. Cei trei câștigători vor fi contactați de colegii noștri. Am dat start celui de-al treilea concurs telefonic în care întrebam ce proiect a adus Horia Timiș la Alba Iulia. Dacă voi ați uitat ce să mai spunem de telespectatori. Este a treia întrebare la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Până atunci noi continuăm cu vinurile bune, dar și cu arta și cu simbolul Crucii Roșii, pentru că așa cum eu n-am știut ce simbolizează, probabil mulți dintre telespectatorii noștri nu știu de ce o cruce roșie pe un fond alb. Pentru că semnul acesta a luat ființă odată cu nașterea Crucii Roșii, când Heridion Ant, fondatorul Crucii Roșii, un tânăr elvețian, om de afaceri, printr-o întâmplare a ajuns pe să vadă o încleștare între două trupe, într-o bătălie, și a vrut să acorde primul ajutor celor răniți, că a văzut imaginea aceea dezolantă și a zis că trebuie să ia inițiativă. Și a avut un spirit civic, s-a dus în satele învecinate, a luat femeile care erau în satele respective. Iar pentru a fi distinse față de ceilalți oameni ca și semn distinctiv, tăiau cerceafuri sub formă de banderolă pe mânecă și cu sângele oamenilor făceau o cruce. Și pe lângă asta e ca prim semn, după aceea și ca un simbol al steagului Elveției, care este exact invers. Este inversat, da. Și da. Pentru că vorbim de cruce, de semilună și alte însemne, probabil și un însemn al credinței. Vreau să spun ceva aici. Deci acesta, Henri Dunant, era într-adevăr elvețian și era om de afaceri. Lupta era de la Solferino, era o luptă foarte puternică între Napoleon și Austria. Și au murit peste 40.000 de oameni și încă 40.000 au fost măcelăriți, fără un picior, fără o mână, deci a fost cea mai cruntă luptă, bătălie din asta, din istoria umanității, cu infirmități și cu din asta. Și atunci, normal că pentru prima dată răniți au fost luați din ambele tabere, deci nu numai de la tabăra franceză și de la tabăra austriacă, deci au fost luați de ambele tabere și îngrijiți. Deci asta este o chestie formidabilă. Și de aceea Crucea Roșie a ajuns un semn internațional al protecției împotriva violențelor armate. De asta cine, vedeți că și armata are anumite mașini care au Crucea Roșie pe ele sau elicoptere și cu Crucea Roșie. Ele sunt protejate, sunt protejate de orice conflict armat. Exact în spiritul a ceea ce spunea domnul doctor, să acordăm primul ajutor celor mai urgente situații. Sigur, și Crucea Roșie în țările arabe este semiluna roșie, în Israel, fiindcă am fost acum în Israel și m-am uitat acolo, am crezut că e o farmacie, nu era, era o stea în șase colțuri, steaua lui David roșie, la palestinieni, fiindcă Betlehem era în zona palestiniană, era cristalul roșu. Și de asta zic că probabil și un însemn al credinței. Deci pe lângă asta și un însemn al credinței, în general, noi vedem Crucea Roșie, sigur că asta este... Și o găsim prezentă în 187 de țări la nivel mondial. Da. Extraordinar cât s-a extins acest ONG până la urmă. La noi, în țară, vreau să vă spun, să știe telespectatorii, s-a înființat după 2 ani. Deci imediat după 2 ani, deci în 1974 a fost înființat, în 1976, era un neurochirurg extraordinar, domnul profesor Crețulescu, extraordinar de mare. Apoi erau doi oameni politici, Cantacuzino și Ice Cuza, și mai era un profesor pe care îl știu foarte
foarte bine, doctor, deci la singurul doctor era Carol Davila, a cărei nume am luat eu la școala mea, fiindcă l-am admirat foarte mult pe Carol Davila, deci el a fost întemeitorul Crucii Roșii din România, a fost primul doctor care a făcut o transfuzie de sânge în România și inițiatorul Crucii Roșii în România, Carol Davila. O să mai auziți de acest nume, dar dacă n-ați auzit, a fost un doctor extraordinar și care pur și simplu a dus transfuzia de sânge, cred că din primele din lume, în România, ceea ce este se mai foarte poate bine. Inventa ceva în domeniul acesta? În domeniul sângelui se inventează sângele artificial. O să vedeți că o să fie sângele artificial care nu conține sânge pentru anumite secte care nu doresc ca să ia sânge străin. Sunt martorii Jehova care nu acceptă sângele, dar și sunt alte secte și americane. Și credeți că or să accepte un... Sângele artificial este artificial, deci nu este din altă persoană, este un sânge cu fier și așa mai departe, cu niște substanțe care fac rol de sânge obișnuit. Și deci, în cazul ăsta ce faceți? În cazul acesta, noi suntem obligați să cerem acceptul persoanei respective. Am avut câteva cazuri, două cazuri, în care pur și simplu părinții care erau martori lui Jehova nu vreau să doneze sânge. Într-un caz, mă spun acum, am dat sânge fără să știe părinții, pe propria răspundere, și s-a salvat situația, fata. Și în al doilea caz, era la limită, deci i-am dat fier, i-am perfuzabil și i-am rezolvat situația, dar sigur că te poate da în judecată și te poate câștiga, fiindcă este clar că dacă nu vrea să iei sânge, nu-l poți obliga. Există riscurile de infecție. Infecția cu SIDA, ați auzit, infecția cu hepatită, cu sifilis. Din păcate, sunt foarte multe infecții din astea din cauza sângelui. După atâția ani de practică medicală, vă considerați un om norocos? Dacă aș trebui să... M-am gândit foarte mult. Dacă ar trebui să iau viața de la început, aș face același lucru. M-aș face medic chirurg. Asta este menirea mea. Și în altă viață, cred că asta am fost. Și sigur că sunt un om norocos din toate punctele de vedere. Am un băiat care este medic. Cât contează norocul și cât credința în meseria asta? Credința contează cel mai mult. Deci credința și știința. Ele merg mână în mână. Deci niciodată, noi nu o să fie niciodată... Deși mulți contestă. Savanți renumiți, vă dau coanda nostru, vă dau mulți savanți care ziceau știința și credința merg mână în mână și o să vedeți că până la urmă așa este. Și norocul este așa cum ți-l faci, așa zice românul, cum ți-l faci. Dar, în general, părerea mea este că pe lângă știință și conștiință trebuie foarte multă muncă și iar muncă, sudoare. S-a întâmplat vreodată, domnul doctor, mă adresez dumneavoastră pentru că ei nu mai practică, au ales alte drumuri. S-a întâmplat să vină un caz fără scăpare și să, start, să nu cine mai încercați zice, nimic? Deci eu vă spun o chestie dureroasă pentru mine, dar pentru toți colegii mei. Fiecare chirurg are cimitirul lui. Deci fiecare chirurg are cimitirul lui. Aiba, că sunt 5, că sunt 10 care au murit din cauza ta, fiindcă orice act chirurgical. Dar dacă faci, la prima vedere, la primul consult ați știut că nu mai aveți ce să-i faceți, dar noi contează obligați să-i dați speranță. Sigur că da, speranța este întotdeauna cea care nu moare și trebuie să-i dăm speranță, mai ales unui. Și s-a întâmplat vreo vindecare miraculoasă, deci nu există vindecare miraculoasă numai datorită credinței, deci asta văd. Și sunt niște miracole de care o să discutăm poate altă dată, care se întâmplă și astăzi datorită credinței. Dar sigur că am avut un caz deosebit care a fost pentru mine miraculos. Un tatăl a unui cel mai bun prieten de-a meu din Munții Apuseni, avea vreo 78 de ani, care a auzit de metoda mea, am o metodă personală care este la OSIM deja verificată, folosirea placentei umane în ulcerele de gambă. Deci foarte mulți oameni care au ulcere de gambă, da, adică după varice au o rană acolo care nu se vindecă niciodată. Și sângerează. Și eu am o metodă cu placentă recoltată de la femeia gravidă, aceeași grupă, nu mai spun acest lucru. Și se poate conserva placenta asta? Sigur că da, eu o folosesc proaspătă, o folosesc imediat după naștere. Deci la noi este bine că eu fac gardă și la chirurgie și la ginecologie. Știu când naște, dacă și naștere este ok, imediat cu... iau placenta, iau cu acordul persoanei, iau membrana amniotică, ca aia se pune pe ulcer, bineînțeles cu acordul ambelor paciente și bineînțeles pentru să n-aibă sifilis, să n-aibă SIDA, să n-aibă hepatită de tip B sau C, dar asta este o chestie care o facem. Și bineînțeles că am vrut să-i fac acest lucru. Operația nu este foarte complicată, însă i-am făcut o rahianestezie. Da? Rahianestezia la noi se face
de noi. Deci, în afară de Blași, cred că toate rachile anestezie se fac de către ateist, de către medicul de anestezie terapie. Noi o facem. Așa este de ani și ani de zile. De când am venit din 70 în Blași, 78, tot așa se face. Și am făcut rachianestezia, n-am avut anestezistul lângă mine. Și încep operația și la un moment dat, zice, domnul doctor nu mai are puls, nu mai are tensiunea, scade zero, nu mai are puls. L-am dezbrăcat și m-am uitat. Și în disperarea mea, vă dați seama, am luat, fără să vreau, mâinile și i-am dat cu mâinile în piept. I-am făcut, un, să zic așa, un fel de șoc. Masaj cardiac, un șoc din asta și bolnavul dintr-o dată și-a revenit. Zice, ce-i? Nu v-ați speriat. Da, nu m-am speriat, mi-am făcut cruce și am zis, bine, e ok, l-am rezolvat pe pacient și el o reînviat, pur și simplu de la un pumn. Eu zic că a fost o minune, cred că de la un pumn nu poți să revii omul, decât asta a fost minunat și o minune. Sigur că am un studiu, vreau să fac un studiu, fiindcă eu sunt un tip de religios, să știți, și nu numai de azi, de mâine, din totdeauna. Și vreau să fac un studiu de morți clinice, adică mă interesează dacă bolnavul este salvat. Este moarte clinică, ce înseamnă moarte clinică? N-are conștiință, n-are puls, n-are tensiune, poate că mai are ceva funcții vitale, fibrilație ventriculară și vreau să știu ce simte bolnavul sau acela din moarte clinică în momentele acelea, dacă se trezește, da? Să ne spună ce simte. Și sigur că sunt acel tunel de lumină prin care trece sufletul, la care de ce toată lumea face acest lucru și știe acest lucru, asta rămâne de văzut. Și vreau să văd, acest studiu trebuie făcut pe sute și mii de cazuri ca să poți să faci o chestie ca lumea. Să tragi și, o concluzie. Sigur, însă vreau să, acest studiu care studiază moartea se numește tanatologie, studiu Thanatos, era zeul morții la grece, studiu morții. Promit să mai avem o emisiune în care să discutăm de experiențele astea ieșite un pic din paranormale sau da, deci până există. Până atunci dăm stop celui de-al treilea concurs telefonic și așteptăm biletele și ca biletele să poată intra, discutăm de proiectul tău, de unde vom avea câteva imagini, proiectele pe care le-ai dezvoltat după aceea, cele din sfera artistică, desigur. Modul în care tu ai încurajat tineri artiști. Da. Nu cred că, din punctul meu, nu este ceva deosebit. Așa a fost momentul atunci, era și vârsta și niciodată nimic din ce am făcut n-am făcut singur. Contează pe cine ai alături, prietenii care ți se ajută, pe cine te susține. Contează un pic și norocul. V-am spus, urmărim niște imagini cu câteva dintre acele litografii, care este unul dintre marile proiecte, să spun așa. Contează și spiritul de convingere, înțelegerea, legăturile. Vreau să spun că posesorul acestei colecții, care este a doua după cea de la Muzeul din Chicago din lume, este un medic din Luxemburg, care are firma Euroart Luxemburg. Eu eram într-un stagiu de pregătire în Trier, care e la 40 de kilometri de Luxemburg și așa s-a făcut ca să ne întâlnim, să discutăm despre România. Dânsul era un mare admirator al României, eu am fost uimit, dânsul era uimit și așa s-a creat această legătură care a permis atunci să aducem la Alba Iulia, la Timișoara și în Chișinău a fost această lucrare. Da, a fost frumos, să sperăm că poate peste câțiva ani o mai reputem să o aducem din la nou. La un moment dat, proiectele tale s-au intersectat cu ale lui Adrian, adică la un moment dat v-ați ocupat amândoi de persoanele vârstnice. Tu ai făcut proiecte de infrastructură, de reabilitări de clădiri. Da, în 2004 am început cu Centrul de zi pentru vârstnici, un proiect extraordinar care se vede imaginea cum arăta centrul de zi atunci și cum arată, să spun, acum. A fost un proiect al Primăriei Alba cu Fundația PAEM, scris și implementat de o mână de oameni foarte profesioniști din Fundația PAEM și, practic, a trebuit să dăm viață acelui cadru. Și este un centru cultural. Da, este un centru de care, de câte ori mi-aduc de aminte, cu drag mă gândesc la el, la persoanele care lucrează acolo, la vârstnicii care și astăzi m-am întâlnit cu cineva și am putut și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri pensionari că acolo
pot să se înscrie fără să-i coste absolut nimic. Da. Au bibliotecă, au săli în care pot socializa, pot face cursuri de limbi străine, de atelier de jocuri, atelier de pictură. Există un ansamblu de folclor, există un grup vocal 60 plus deja renumit. Da. Bibliotecă, cabinet medical, mai este cabinet medical, la un moment dat profesor este acolo. Este o doamnă asistentă care se ocupă de vârstnici, le poate lua tensiunea, un EKG gratuit. Nu mai vorbim că este modul cel mai simplu de a-ți sărbători ziua cu foarte mulți prieteni în jur, pentru că e lună de lună și sărbătoresc aniversații. Da, deci acel proiect a fost un proiect extraordinar pentru Alba Iulia și pentru vârstnicii din Alba Iulia. În afară de asta a fost un generator de alte proiecte. Eu vorbesc acum din câte mi-amintesc, fiindcă am plecat de 3-4 ani de acolo și astăzi Serviciul Public de Asistență Socială dezvoltă și dezvoltă proiectele din sfera asistenței sociale. Cu drag îmi amintesc de acele proiecte și mi-au rămas undeva în suflet și proiectele și vârstnicii. Și iată că vine un copil cu ultimele bilete, ultimele telefoane, să extragem ajutorul meu de nădejde, care m-a părăsit la ultimele emisiuni, dar mă bucur că ai revenit. Mulțumim frumos! Adi, înainte să ne spui tu, pentru că acolo lângă căminul respectiv există o cantină. Este o cantină socială. O să te rog întâi să extragi, pentru că așteaptă telespectatorii să-și primească premiile și după aceea discutăm despre acea cantină, care este un alt serviciu social oferit vârstnicilor cu posibilități modeste. E tot primăria prin Serviciul Public de Asistență Socială. Da. Ține de primărie. Doamna Ana Moise, primul grătarul de grădină. Iată că și o doamnă este nevoită să stea lângă grătar. Doamna Oana Giurgiu, al doilea premiu. Premiul 2 și al treilea. Raluca Maier. Vă reamintesc, stimați câștigători, că veți fi contactați la numărul de telefon pe care l-ați lăsat în regie și vi se va explica cum puteți intra în posesia premiilor. Ultimele două premii. Pentru ultimele două premii trebuie să mulțumim Bosfor Kebab, un nou restaurant deschis la parterul blocului M3 de pe Bulevardul 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, unde premianții noștri vor beneficia de kebabul bine meritat. Vorbeam de proiecte sociale și am rămas la Cantina Săracilor. Știu că și voi aveți pentru oamenii cu posibilități materiale mai modeste, nu neapărat pensionari, pachete de alimente sau alte modalități de a-i ajuta puțin să iese din umbră, din negru vieții cotidiene. Avem niște programe foarte interesante pentru pe partea umanitară, în sensul că sunt relativ consistente. Spre exemplu, cum spunea colega mea, cu tichetele sociale, unde am ajutat 255 de familii. Acum, de sărbătorile de Paște, o să avem aproximativ pentru 877 de familii câte un pachet alimentar care are până în 12 kg, între 10 și 12 kg. Iar sunt avem și bunuri alimentare, de la astfel de... Sunt bunuri alimentare, alimente de bază, gen ulei, făină, zahăr și așa mai departe, în general alimente neperisabile, pe care noi le donăm familiilor. Mai există banca de alimente? Există și la asta, la proiectul acesta urma să mă raportez. Am reușit trei lanțuri de magazine din județul nostru să implementăm ca și proiect pilot banca de alimente, unde oamenii pot să facă donații în alimente pentru oamenii sărmani din județul nostru. Ana Maria, cum poate cineva care se află într-o situație critică să intre în baza voastră de date? Ce trebuie să facă? Unde să se adreseze? Ce documente să aducă? La sediul nostru din Alba Iulia, strada București, numărul 16. Este sediu pe care l-avem de foarte multă vreme și este bine cunoscut. Acolo vin, intră în legătură cu mine, unde eu le prezint situația, cu ce putem să-i ajutăm, care sunt pachetele noastre. Trebuie să prezinte la dosar copie după buletin, o anchetă socială, sperăm... Anchetă socială făcută de cine? Că și asta este important. Noi sperăm foarte mult
să colaborăm cu primăriile, pentru că suntem personal redus, foarte redus, aș putea spune, și nu ne putem deplasa pe teren chiar la toate persoanele aflate în baza noastră și nu numai. Și astfel ne bazăm pe sprijinul. Și cam care este venitul pe cap de membru de familie sub care poate să apeleze la serviciile voastre? Venit sub 400-500 de lei, cam așa. Dar nu este un venit bătut în cuie, pentru că o persoană poate să aibă, de exemplu, un venit mai redus, dar poate să aibă pe lângă asta și alte probleme, poate să fie și persoană cu handicap. Când spunem venit, le referim la tot ce ține de familia respectivă, chiar dacă are teren agricol sau ce mai are acolo asta animale reiese și toate din, astea. Din anchetele sociale pe care le primim de la primării, în anchetele sociale scrie absolut tot. Deci la tine vin cu un dosar în care vor avea ce acte? Copie după buletin, anchetă socială, dacă sunt încadrați în grad de handicap, copie după certificatul de încadrare în grad de handicap, o cerere scrisă de mână și semnată de ei și dacă mai suferă de alte boli, iarăși copii după biletele de ieșire din spitale, copii după analize, care să... Deci, tot ceea ce ține de problemele lor personale. Ca să completez puțin pe colega mea, noi ajutăm pe cei care se află în nevoie, adică cei care au probleme financiare sau materiale, trăiesc în condiții grele. Din păcate, acum dumneavoastră ați arătat niște poze care provin de la distribuția pe care am făcut-o în județul Buzău. Nu de mult am încheiat o campanie împreună cu instituția prefectului și cu primăria municipiului Alba Iulia, prin care am strâns aproape 8 tone de alimente și am ajutat 1145 de familii din județul Buzău, din două sate afectate de zăpezi. Însă aici, pe plan local, sunt oameni care o duc foarte greu, sunt multe familii care au probleme financiare mari și trăiesc în condiții de-a dreptul de neînchipuit pentru noi. Și atunci, pentru că avem multe solicitări să ajutăm mulți oameni, trebuie să facem cumva o ierarhizare și un criteriu pe care să-i ajutăm, care e nevoia cea mai stringentă. Este, merită sau nu acel om un ajutor material din partea Crucii Roșii? Și atunci, cum altfel decât prin niște acte cât de cât minimaliste, pentru că nu cere mare lucru, care să ne dovedească, pe lângă vizita noastră în teren, atunci când este posibil, cu ajutorul voluntarilor, pentru că, așa cum spunea și Ana Maria, personalul este destul de redus, cu voluntarii noștri, când facem vizitele în teren, ne lămurim dacă au sau nu nevoie de ajutor. Iată că sunt o grămadă de probleme pe care le putem discuta, le vom mai discuta în emisiuni viitoare, pentru că din păcate s-au scurs foarte repede cele două ore. Din familia mare medicală promit rând pe rând să-i invităm din nou pe cei patru invitați de astăzi. Până atunci eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru prezența voastră într-o după-amiază de duminică în studioul nostru. Vă mulțumesc că ați venit la emisiunea noastră, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă doresc o după-amiază plăcută în continuare și o săptămână plină de lumină. La revedere!